m-am născut într-o familie de ostași. Fratele Ion Marini a fost cu 18 ani mai în vârstă decât mine. Când era la Deva, la școala profesională, fratele Ion o găsit în biserică ziarul Lumina Satelor. L-a impresionat foarte mult scrierile părintelui Iosif. Astfel și-a abonat și el ziarul Lumina Satelor și îl studia cu multă ardoare, așa cum în anumite locuri din țară luat ființă adunările oase Domnului, fratele Marini a înființat și în Sășori adunarea oastei. El venea duminica și conducea adunarea, aducea literatură. Adunarea a luat proporții încă de timpuriu în Sășori. Când a terminat școala, fratele Marini a fost detașat de către Institutul de Învățământ în comuna Dumitra, din Munța Apuseni, o localitate unde nu a avut întreținere, a dormit în casă fără foc, astfel s-a îmbolnăvit de pneumonie. Internat în sanatoriu, el cum nu era bolnav în pat, a început în sanatoriu o muncă de evanghelizare. Vizita saloanele cu Biblia și le vestea cuvântul Domnului bolnavilor. Însuși, directorul s-a exprimat mai târziu și a zis: de când a venit învățătorul ăsta cu Biblia între bolnavii mei, bolnavii s-au schimbat, parcă-s mai sănătoși și i-au ajutat mai mult decât tratamentul luat în sanatoriu. Colindând de la un salon la altul, ajunge într-un mic salonaș, unde nu erau numai două paturi și un singur bolnav. A intrat înăuntru și s-a prezentat: învățătorul Marini, părintele Iosif Trifa, care era internat în sanatoriu. I-a răspuns mirat: Marini, tu ești Marini? Cât de mult am dorit să te cunosc în persoană. Uite ce te rog. Te rog să te muți în camera mea și vom sta împreună cât vei mai rămâne aici, ca să putem discuta mai multe probleme legate de oastea Domnului. Părintele i-a istorisit fratele Marini toate greutățile prin care a trecut, i-a explicat cum tipăriturile nu mai aveau loc la tipografia arhidecezană și i-a spus: frate Marini, m-am hotărât să cumpăr o tipografie pentru oastea Domnului. Frate Marini, i-a mai zis părintele, am nevoie de un ajutor. Eu te sfătuiesc, părăsește învățământul și vino aici alături de mine și vom lucra împreună. La sosirea tipografiei vom avea un nou ziar al oastei, unde vor fi numai publicațiile oastei. În 1929, fratele Marini, când a sosit tipografia, s-a întors și el în învățământ. Părintele Iosif i-a dat funcția de redactor la foaia oastei. Lucrau amândoi în același birou, se consultau și luau toate măsurile necesare. După instalarea fratelui Marini la Sibiu,
Părintele Iosif i-a zis fratelui Marinii, Domnul s-a dat o putere deosebită în vestirea Evangheliei, dar eu aș mai propune să studiez teologia și viețile sfinților, problemele legate de biserică. Astfel, părintele Iosif i-a adus de la arhiva teologiei toate cărțile de pregătire teologice. Astfel, fratele Marinii a studiat îndeaproape teologia, am putea spune, el a făcut teologia la fără frecvență. Ăsta a fost motivul pentru care el era mult apreciat de către preoții unde participa, îl puneau să explice predica zilei, pentru că el folosea multă literatură din viețile sfinților. Părintele îl trimitea pe fratele Ion în țară unde era solicitat și erau probleme cu adunările. Fratele Marinii se deplasa și oriunde se ducea, făcea ordine. Când era oprit un ziar, atât în timpul vieții părintelui, cât și după moartea lui, fratele Marinii își lua circuit în țară și pleca pentru încurajarea adunărilor și lucrul Domnului. Venea, mai stătea și pe acasă și, ajutat de fratele Ilie, făcea adunări cu comunele din jurul Sășorului și astfel o continuat înainte aceeași luptă care a învățat-o de la părintele Iosif.